Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Radu Anghel și vă spun bun găsit și astăzi la Regiunea în Obiectiv. 13 august și un coleg simpatic îmi spunea că astăzi totul poate fi pus pe seama șansei. 13, ghinion sau, de ce nu, noroc. Eu vă doresc din toată inima să fie al doilea termen și anume să aveți astăzi parte numai de lucruri bune. Voi începe cu vremea, așa cum v-am obișnuit, câteva temperaturi, 25 de grade la Bistrița, 27 la Baia Mare și Târgu Mureș, 28 la Cluj, Satu Mare și Sibiu, 29 la Oradea și Alba Iulia. Și la fel cum v-am obișnuit, din datele de la ora 13 transmise de autorități, un număr iarăși foarte mare de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau COVID-19, 1454, de asemenea disting de cazurile nou confirmate în urma de testării pacienților care erau deja pozitiv, 571 de persoane au fost reconfirmate pozitiv, 53 de decese în același interval 12 august, 13 august. În unitățile sanitare de profil din România sunt internate 7437 de pacienți, dintre care 478 în secțiile de terapie, anestezie și terapie intensivă. Cele 1454 de cazuri noi au rezultat de pe urma 22.000, aproape 700, 22.700 de teste, iar în ceea ce privește județul Cluj, 30 de cazuri noi de ieri până astăzi. Despre acest lucru însă vom vorbi în prima parte a emisiunii, pentru că alături de mine va fi doamna conferențiar dr. Mihaela Lupșe, șef secției adulți 1 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Dar înainte de a intra în dialog cu dânsa, vă voi spune și cea de-a doua temă. Bineînțeles, astăzi vorbim și despre cele religioase greco-catolice de la Nicula din zilele care urmează. Alături de mine va fi preasfinția sa Florentin Crihelmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla. Iar în cea de-a treia parte vă vom prezenta un ghid terapeutic, de activități terapeutice și educative pentru copiii cu dizabilități. Ovidiu Damian va fi atunci împreună cu noi. Dar revenind la prima temă, doamna doctor Sărătmâna, și mă bucur că suntem împreună. Bună ziua! Pentru cât mai multe detalii legate de ceea ce se întâmplă, bineînțeles la Cluj, având în vedere faptul că vorbim de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, am prezentat acest număr de 30 cazuri noi. Cum stați? Care este situația acum? Și mă refer și la ceea ce înseamnă secții de terapie intensivă, pentru că se știe că acolo este un mare of. Muncim, nu prea stăm. Știu. Avem la ora actuală foarte puține locuri libere în spital. Cele 20 de locuri de terapie intensivă sunt aproape pline, cred că mai avem un singur loc liber. Avem mulți dintre pacienții internați pe terapie intensivă ventilat. Avem ca și spital de linia a doua, spitalul de pneumologie, care ne ajută foarte mult. Și avem ca și spital suport spitalul de recuperare, care și-a intrat în drepturi deja de o săptămână și unde putem transfera pacienții cu forme ușoare de boală sau pacienți cu forme medii. O rugăminte, doamna doctor, dacă puteți puțin îndrepta telefonul pentru a vă vedea mai bine. Așa. Un pic mai sus orientat, mă roagă colegii din REA. Ca să vă vedem. E mai bine? Okay. Nu. Încă un pic mai lăsați pe spate telefonul sau laptopul cu care realizați această transmisiune. Încerc să-mi dau seama cum e mai bine. Dacă vă uitați în monitor, cu siguranță vă veți convinge. Tot mai multe cazuri și la Cluj. E perfect așa. Tot mai multe cazuri și la Cluj. Care este părerea dumneavoastră de specialist? De ce în continuare crește numărul acestor infectări? Mă auziți? Cred că nu ne mai auzim și am să-i rog pe colegii din regie, revenim într-un minut.
Vă spuneam eu că e 13, astăzi trebuia să se întâmple ceva. E bine, am revenit, doamna doctor. Ultima întrebare pe care vă adresasem, dar nu ați apucat să și răspundeți datorită problemelor tehnice. Număr tot mai mare de infectări, atât la nivel național, cât și la nivelul Clujului. De unde credeți că provin ele? Din nerespectarea regulilor, din faptul că oamenii refuză să accepte și purtarea măștii și distanțarea socială, este clar că astea sunt principalele cauze ale transmiterii bolii. Da, ați spus un lucru interesant și mai ales că imediat după dialogul cu dumneavoastră vom vorbi despre ceea ce se va întâmpla la Nicula în zilele care urmează. Am citit câteva articole în care medici nu au dorit să-și divulge identitatea. Spuneau că nu este în regulă ceea ce se întâmplă, ce se va întâmpla la Nicula în zilele de vineri, joi, vineri, sâmbătă și sâmbătă. Știu. Doriți să comentați acest lucru? Nu, aș prefera să nu comentez, dar eu consider că dacă oamenii doresc să se termine odată cu pandemia asta și să încercăm să controlăm infecția, trebuie să reușim să reducem numărul de cazuri. Până nu se reduce numărul de cazuri, această infecție nu o să poată fi controlată. Este imposibil. Și pentru ca să o putem controla, faptul că numărul de cazuri n-a crescut foarte mult în timpul perioadei de izolare, faptul că spitalele s-au putut descurca cu pacienții, că am avut chiar o scădere spectaculoasă a numărului de cazuri în luna mai, toate acestea demonstrează că distanțarea socială și purtarea măștii au un rol deosebit în reducerea transmiterii bolii. Dacă nu respectăm aceste două metode, care nu zic că sunt plăcute și nici că sunt simple și că ne sunt la îndemână, dar dacă nu le respectăm, vom continua să creștem numărul de cazuri și vom continua această pandemie până când toată lumea se va îmbolnăvi și vom vedea după aceea ce se întâmplă. Scapă cine poate, este cam ceea ce spuneți dumneavoastră și e normal să fie așa. Și cred că o spuneți, bineînțeles, o spuneți ca și de acolo, din linia întâi. Chiar, care este atmosfera acum în spital? Mă refer aici în special la personalul medical, la dumneavoastră și la colegii dumneavoastră. Pot spune doar atât, așa să vă gândiți, că în aceste 6 luni care au trecut, mulți oameni au stat acasă. Mulți oameni așa au reușit să-și întărească relația în familie, să se ocupe mai mult de copiii lor, să aibă o relație mai bună cu partenerul de viață, sau mai rea, depinde ce a însemnat statul împreună acasă. Mulți oameni poate și-au pierdut slujba, poate n-au ce lucra. Noi în ultimele 6 luni am lucrat într-una, ne vedem cu partenerii de viață doar seara ca să dormim în aceeași casă, cei care au preferat asta, alții au preferat să se separe, iar de copii ce să mai spun? Deci dacă vă gândiți că au trecut aceste 6 luni cu aceste condiții de lucru, nu cred că trebuie să vă mai spun cum ne simțim. Nu, și mă gândesc că pentru că acum suntem în perioada concediilor, sau mă rog, tradiționala perioada concediilor, nu cred că se pune problema în cazul personalului medical de la boli infecțioase. Încercăm și noi să ne luăm concedii care înseamnă că, de fapt, facem ceea ce au făcut alții de 6 luni, adică stăm acasă. Nu îndrăzim să mergem nicăieri, nu îndrăzim să părăsim Clujul, nu îndrăzim să ne părăsim apartamentele, dar stăm acasă 2 săptămâni în care stăm acasă și nu venim la serviciu. Da, și s-au văzut foarte clar, cred eu, imaginile de pe litoralul românesc, dar și din alte zone. Mulți consideră că această perioadă trebuie tratată la fel ca anul trecut, ca acum 2 ani, ca în toți anii care au trecut. Ce părere aveți despre acest gen de concediu? Ce ați recomanda? Eu doar vreau să vă spun că ținem legătura toți infecționiștii din țară și că vorbim și cu colegele de la Constanța și acolo există un spital de boli infecțioase și pot să spun că ele sunt absolut, puțin spus, supărate pentru ceea ce se întâmplă. Deci la Constanța spitalul este plin de turiști care se confirmă la mare. Da.
Și tocmai citeam ieri despre un vaccin pe care l-au anunțat, l-a anunțat cu surle și trâmbițe președintele Rusiei. Ce credeți, poate fi un deja vaccinul salvator? Nu știu. Da, nu există sau n-am găsit articole care să prezinte acest vaccin și studiile de fază 1, 2 și 3. Ei l-au anunțat, nu știu. Vom vedea. Ceea ce știu și chiar am verificat înainte de intrarea noastră în direct este faptul că protocolul pentru tratarea pacienților dumneavoastră s-a modificat. Vă rog să-mi dați câteva detalii legate de acest lucru. În data de 10 august a apărut a treia revizie a protocolului național de tratament a infecției cu SARS-CoV-2. Este o actualizare a recomandărilor de tratament. Practic, în acest protocol au fost puse toate posibilitățile de tratament pentru infecția cu SARS-CoV-2. Și trebuie să spun că m-am bucurat foarte tare apariția acestei revizii, cu atât mai mult cu cât în spital avem toate posibilitățile de tratament ale infecției. Deci, la momentul acesta, aș putea zice că tratat în România sau tratat oriunde, în Statele Unite sau în Germania sau oriunde, avem și noi toate posibilitățile de tratament. Protocolul este foarte frumos, este foarte bine pus la punct și cred că este o bază de pornire pentru fiecare spital care tratează pacienți infectați SARS-CoV-2. Interesant ceea ce spuneți, faptul că sunt tratați la fel ca în oricare parte a lumii. Dar în oricare parte a lumii, te uiți, cazurile, numărul celor infectați a scăzut. Da. Nu chiar în oricare parte, în unele părți ale lumii a scăzut, în altele părți, ca și la noi, numărul de cazuri crește. Suntem acolo în vârf, la asta mă refeream cu numărul nostru, dar oricum, simptomele au rămas aceleași pentru cei care se prezintă la dumneavoastră. În sensul că multă lume vorbește că se schimbă, acest virus suferă mutații. Sunt lucruri care le-am citit și pe care le întreb tocmai datorită faptului că v-am pe dumneavoastră acum împreună cu mine în direct. Da. Virusul poate să sufere mutații. Mutația nu sunt niște mutații foarte mari care să modifice profund structura virusului. Tabloul clinic a rămas același. Diferența față de începutul pandemiei este faptul că avem mult mai puțini pacienți asimptomatici sau oligosimptomatici în spital și marea majoritate sunt cu simptome și cu simptome de pneumonie, de COVID. În dreptul acelor raportări de la ora 13, apar de fiecare dată dreptul numărului de decese, comorbidități. V-aș ruga să spuneți care sunt acele boli cronice care, să spun, dau acest număr, această statistică zilnică a celor decedați. În mod paradoxal, nu niște comorbidități, nu niște boli cronice foarte severe, dimpotrivă niște boli cronice foarte frecvente, și anume între comorbiditățile care sunt implicate mult în evoluția severă a infecției, sunt diabetul zaharat și, după cum bine știți, în România sunt mulți pacienți cu diabet zaharat, apoi e hipertensiunea arterială și, în ultimul rând, vârsta avansată, care nu este o comorbiditate, este o stare de fapt. O stare de fapt, sigur că da. Cum credeți că cum anume ar trebui să protejeze această categorie de risc împotriva infectării cu COVID, poate mai mult decât ceilalți care sunt oameni sănătoși? Să știți că nu sunt măsuri speciale pentru oamenii cu risc și oamenii fără risc. Și oamenii care au risc și oamenii care nu au risc trebuie să urmeze aceleași măsuri de profilaxie. Adică să aibă grijă să păstreze distanțarea socială, să poarte mască, să respecte regulile de igienă, să-și spele mâinile, să-și le dezinfecteze. Exact la fel toți. Doar că cei care au risc pot să fie protejați de cei care n-au risc. Adică știind că ai în familie un om care ar putea evolua sever dacă se infectează, ar trebui să iei cu atât mai mult măsuri de profilaxie, măsuri de protejare, nu numai a ta, dar și a celuilalt. Dacă tu nu te infectezi, reduci semnificativ riscul de infecție al celui care ar putea evolua sever. Dacă tu nu te protejezi,
tu te poți infecta, dar în același timp tu ești un factor de risc mare pentru cel care poate evolua sever. De aceea, tinerii care nu respectă regulile trebuie să se gândească că se pun pe ei în pericol, ceea ce nu-i mare lucru, pentru că am văzut că marea majoritate a tinerilor evoluează fie asimptomatic, fie cu forme ușoare, dar părinții și bunicii lor vor avea mari probleme. Care sunt măsurile în momentul în care, așa cum spuneați și dumneavoastră, o persoană tânără sau mai puțin tânără are câteva simptome care, mă rog, acum ele sunt destul de cunoscute. Ce ar trebui să facă în primul și în primul rând? Ar trebui să anunțe medicul de familie. Medicul de familie este primul care trebuie să știe că are un pacient în parohia lui care nu este bine. După care medicul de familie trebuie să ia atitudine. Și fie că trimite pacientul să fie evaluat în UPU, fie că îl consultă, găsește o modalitate ca să-și dea seama ce probleme are pacientul. Prima dată pacientul va fi trimis pentru triaj într-un serviciu de primire urgențe, unde va fi triat și dacă este găsit pozitiv, va fi îndrumat spre spitalul nostru. Da, și v-am întrebat acest lucru pentru că sunt și persoane foarte speriate. Bine, e normal în această perioadă și care chiar se feresc în a se apropia de orice spital, nu doar de spitalul clinic de boli infecțioase. Mulți spun că stau acasă și se păzesc. Credeți că este o metodă bună? Noi venim la serviciu în fiecare zi, consultăm pacienți infectați, pacienți bolnavi. Au trecut deja 6 luni și încă nu ne-am îmbolnăvit. Da, și nici să nu vă îmbolnăviți, pentru că sunteți acolo. Nici apropierea de spital, nici apropierea de pacient, dacă e măsurile de prevenire corespunzătoare, nu sunt un factor de risc. În schimb, e mult mai rău să stai bolnav acasă, să nu te vadă nimeni și să mori fără asistență medicală. Așa este. Ați fost dați exemplu într-o declarație a unor oameni care, mă rog, au fost la TIF, la acea declarație a unui regizor, nici n-am să-i pomenesc numele, care spunea să nu stea lumea 300 de minute la filmul său, având mască de protecție pe față. Iar contraexemplul a venit rapid în ceea ce îi privește pe cei implicați în lupta contra acestui virus, legat de 480 sau 600 de minute zilnic cu masca pe față și cu tot echipamentul acela incomod. Cred că puteți confirma acest lucru. Legat de ceea ce înseamnă această viață. Așa este. Bun, eu ce pot să vă spun la acest moment decât că vă dorim multă sănătate dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și sper ca aceste reguli pe care dumneavoastră le-ați pomenit astăzi, dar sunt pomenite cred că de 50 de ori pe zi la radio, la televizor, sunt deja, nu știu, parcă au căzut în derizoriu, ceea ce este folosit prea des începe să supere și atunci omul spune: "O, mai lăsați-mă odată cu toate prostiile astea." Nu cred, chiar nu cred că sunt prostii. Ce credeți, ne vom deștepta sau nu? În respectarea acestor norme, sigur că da. Mi-aș dori. Viitorul cum îl vedeți? Gri. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și încă o dată multă sănătate. Vă mulțumesc mult, mulțumesc frumos. Oameni buni, mergem mai departe, vedem un material pregătit de colegii mei, după care ne întâlnim cu Preasfinția sa, Florentin Crihelmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. Sora Adelaida a împlinit 100 de ani. Cu această ocazie, călugărița și-a amintit cu emoție primele căutări spirituale pe care le-a avut în copilărie și de cei 76 de ani pe care i-a dedicat activităților în cadrul Bisericii Greco-Catolice. Din copilărie am fost într-o familie credincioasă și asta mult mi-a plăcut, are mult rugăciune. Ziceam la mama că eram micuță, încă nu umblam la școală, să mă învețe să învăț rugăciunea care e mai lungă, Credeu și Psalmul 50.
Sora Adelaida spune că viața sa nu a fost scutită de încercări, însă încrederea totală în planul divin a ajutat-o să depășească momentele de cumpănă. Peste câte am trecut în viață, nu, rugăciunea m-a ținut peste tot. Nu m-am necășit mult, că dacă ceva trebuie să se împlinească, să am ceva de făcut, mult, nu ne-am bătut mult capul acolo, ci am rugat pe Dumnezeu și m-a dus acolo, ca și când duci un copil, îl duci de mână să nu cadă undeva jos. Sora Letiția, superioara comunității de la Mănăstirea Maicii Domnului, spune că povestea de viață a sorei Adelaida este un exemplu de putere în credință și că de-a lungul timpului înțelepciunea călugăriței a ajutat atât credincioșii care au trecut paragul mănăstirii din Cluj, cât și pe celelalte măicuțe. Cu multă bucurie și o prezență așa care presară gust din când în când, gust de înțelepciune în întâlnirile noastre comunitare și sigur că sunt anumite limite, nu mai aud așa de bine, nu mai vede așa de bine, dar este un dar de la Dumnezeu că e pe picioare. Dumnezeu i-a dat zile, poate tocmai pentru ca să fie o mărturie astăzi că credința, rugăciunea și munca cinstită duc la un echilibru interior care ajută să duci înainte zilele și cu zâmbet și cu lacrimi. Sora Adelaida a fost vizitată de unul dintre cei 17 nepoți ai săi, urmând să fie sărbătorită în comunitate și în zilele care urmează. Da, mi-a făcut plăcere reportajul vizionat, pentru că am cunoscut-o și eu pe sora Adelaida la un moment dat la o emisiune realizată de acolo, din Vorhanci. Într-adevăr, foarte multă înțelepciune la vârsta ei, multă sănătate în continuare. Și ne întoarcem la sărbătoarea care vine peste câteva zile, sâmbătă. Alături de mine, Preasfinția sa Florentin Crihelmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. Bună ziua, mă bucur că suntem împreună. Bună ziua, mă bucur și eu pentru invitație și vă salut cu tradiționalul salut creștinesc catolic, lăudat să fie Iisus Hristos. Așa este, iată, mai sunt câteva zile până la ceea ce însemna pe vremuri cea mai mare procesiune, cea mai mare sărbătoare din zona noastră a Clujului. Anul acesta e atipic, bineînțeles, și în această privință. Da, într-adevăr, sărbătoarea adormirii Maicii Domnului și mutării ei la ceruri cu trupul și cu sufletul este cea mai mare sărbătoare din cadrul anului liturgic dedicată Preasfintei Fecioare Maria, Sfânta Maria Mare. Da. Și așa cum aminteați, tradiția cunoscută deja în diferite locuri din țară este a unor pelerinaje, ocazii de manifestare a credinței, care se fac uneori parcurgând kilometri, zile în cântări, în rugăciuni, aducând în acest fel preamărire Preasfintei Fecioare Maria și mulțumire pentru mijlocirea ei de mamă. De fapt, pelerinajele tradiționale, după cum știm, aveau trei roluri importante, trei valențe importante. În primul rând, pelerinajul este un simbol al vieții noastre. Suntem pelerini pe acest pământ, suntem trecători pe acest pământ. Ca urmare, trebuie să știm că nu suntem veșnici. Facem un drum. Apoi, pelerinajul este și un simbol al mortificării. Adeseori, această dată, 15 august, este un timp în care soarele este dogorător, mai ales la vremea amiezii, când se fac aceste pelerinaje. Pe drum, uneori, trec mașini, este praf sau este vânt. Uneori am avut și ploaie. Ei bine, așa este și în viața spirituală. Viața spirituală ne cere jertfă, ne cere mortificare, dar cel care reușește să fie perseverent până la sfârșit ajunge la scop. Și ajungem la al treilea rol al pelerinajului, care este țelul pe care îl avem. Pelerinajul are un scop precis
și anume dorim să ajungem să ne închinăm la sanctuarul sau la Basilica Sfintei Fecioare Maria, unde pelerinajul atinge momentul culminant al Sfintei Liturghii. La fel și viața noastră are un țel, și anume patria cerească, țelul pe care cu toții dorim să îl obținem. Preasfinția voastră, ce îi sfătuiți pe credincioși, pe cei care poate, cine știe, an de an au fost prezenți acolo la Nicula, să participe în continuare sau să se abțină anul acesta? Am avut o întâlnire din reprezentanții noștri cu domnul prefect. Am avut și o întâlnire personală aici la sediul episcopiei și împreună am căzut de acord și cu reprezentanții Bisericii Surori Ortodoxe că în acest an, tocmai datorită graficului și a statisticilor crescânde la nivelul infectărilor și din nefericire al deceselor din cauza pandemiei, este mai bine să renunțăm la partea de procesiuni tradiționale pe care le făceam de la Gherla pe jos până la biserica parohială și ne vom întâlni cu toții direct la biserica parohială din Nicula, unde se vor desfășura aceste momente liturgice, dar am trimis și o circulară cu acest subiect, prin care cerem credincioșilor noștri să poarte masca de protecție care să acopere nasul și gura, așa cum se prescrie, și să păstreze distanța prescrisă. De asemenea, nu se vor comercializa produse alimentare și nici nu se vor comercializa alte produse de tip băuturi sau băuturi alcoolice, cu atât mai puțin, dar nici obiecte liturgice de niciun fel devoționale, ci va fi strict actul liturgic pentru care mergem de fapt acolo și apoi fiecare va merge la domiciliul său. De aceea va fi într-adevăr un an mai sobru, să zicem așa, din punctul acesta de vedere, însă îmi amintesc o povestioară foarte frumoasă, dacă îmi permiteți. Vă rog, vă rog. Care spune că în timpul comunismului, în Polonia, la celebrul loc de pelerinaj Częstochowa, la Preasfânta Fecioară Maria, făcătoare de minuni, numită Madonna Nera, în 1966 era această acțiune, deci este o poveste adevărată, se spune că au dorit credincioșii ca în fiecare an să facă un pelerinaj cu o procesiune cu această icoană frumoasă a Preasfintei Fecioare Maria. Și au pregătit totul, dar comuniștii au aflat despre această procesiune care era în planul credincioșilor și atunci au trimis miliția care a descins spre seară și a confiscat icoana miraculoasă pe care au dus-o la postul de miliție. Sigur, credincioșii au început să se agite, au început să se tulbure. Ce va fi? Cum va fi? Se va mai face oare procesiunea cu icoana miraculoasă sau nu? Preoții s-au sfătuit și ei și după un moment de rugăciune a venit protopopul și le-a transmis: veniți, mâine vom face procesiunea. Toți credincioșii s-au bucurat, dar în același timp se întrebau cum se va face această procesiune dacă nu avem icoana miraculoasă.
au crezut cuvântul protocolului, a doua zi au venit cu toții pregătiți pentru procesiune. Preoții foarte solemn au scos învelită icoana și le-au spus, mergem în procesiune. Religioșii au întrebat, dar am dorit să vedem această icoană. Iar preoții le-au spus, iubiți credincioși, icoana Maicii Sfinte dumneavoastră o cunoașteți. Știți cu toții cum arată acea icoană. De aceea noi aici am luat doar rama care a mai rămas de la acea icoană. Și vom face procesiunea cu această ramă, iar voi în sufletele voastre veți purta imaginea pe care o cunoașteți a Preasfintei Ficioare Maria. Ea va deveni prezentă aici, în mijlocul nostru, prin credința din sufletele voastre și va fi cu noi alături la această procesiune. Toată mulțimea credincioșilor a aplaudat cu bucurie și cu fețele pline de iubire au pornit privind rama goală și rugându-se rugăciunea rozariului și cântind cu bucurie, căci Maica Sfântă coborâse din icoană în sufletele lor. Au înțeles astfel că nu icoana, nu locul este cel mai important, ci credința din sufletele lor. Este mesajul pe care doream să-l transmit și credincioșilor noștri, în mod particular celor vârstnici, care probabil nu vor putea în acest an să participe la aceste evenimente. Îi invităm să privească la transmisiunile de la televiziune, să asculte de asemenea celelalte transmisiuni de la radio sau pe internet, cu această dorință de a păstra icoana Preasfintei Ficioare Maria în suflet, prin credință. Da, cu siguranță nu, o anume categorie de credincioși nu vor ajunge la Gherla. Nu știu dacă e mai bine sau mai rău. În orice caz, e bine să se protejeze cei mai în vârstă, așa cum spunea și doamna conferențiar dr. Lupșe. E cazul să ne protejăm, mai ales o parte dintre noi, cei care suntem mai vulnerabili. Și poate, cine știe, anul viitor, pe vremea aceasta, vom vorbi din nou de procesiuni, să le spun așa, normale, ca și în anii precedenți, și vom uita cu toții de acest an, care pentru toți reprezintă o noutate și nu una bună. Dar pentru cei care vor fi acolo, o să vă rog, preasfințite, să ne spuneți programul manifestărilor religioase, celebrărilor. Noi vom începe în ziua de mâine, cu voia Bunului Dumnezeu, bineînțeles, de la ora 17:05 după amiaza, slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului. Iar apoi, în ziua de sâmbătă, 15 august, ziua Marii Sărbători, de la ora 10 vom celebra Sfânta Liturghie Arhierească. Doresc să subliniez că toate aceste servicii religioase se vor desfășura în aer liber. Afară vor fi organizate anumite zone pentru spovadă, mărturisire și de asemenea vor exista în zonă toalete ecologice pentru problemele, să zicem așa, igienice care vor exista. Și, sigur, dezinfectanții, măștile și celelalte obiecte care sunt prescrise de către DST. Da, și rămâne ca dumneavoastră să îndemnați pe oameni să respecte acele norme care, din nou, așa cum spunea doamna doctor, reprezintă practic acum cel mai important mod de a ne și a proteja pe cei din jur.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră și să sperăm că totul va fi în regulă acolo și nu se va vorbi despre un focar de infecție la Nicula. De fapt, nici nu prea cred, și dacă mă gândesc la icoana făcătoare de minuni, sper să fie o minune ceea ce se va întâmpla acolo. Ne rugăm, Preasfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea și mama noastră, să ne fie în continuare ocrotitoare și ducem gândul bun al tuturor celor care nu vor putea participa la aceste evenimente liturgice, acolo la picioarele Preasfintei Fecioare Maria, spunând cu bucurie: Preasfântă Fecioare Maria, ocrotește România! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Stimați telespectatori, cea de-a treia tema emisiunii urmează în scurt timp. Vă invit să urmăriți un reportaj realizat de colegii mei de la știri. În urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata de promovare în județul Cluj, adică note peste 5, a crescut de la 91% la 92% și numărul notelor între 7 și 9,99 a ajuns la 69 de la 72%. Ne bucură foarte mult că rezultatele obținute de profesorii din județul Cluj la cele două examene sunt foarte bune, ne situează de asemenea pe locul întâi la nivel național, la diferență mare de unele județe și cu multe medii de 10, ceea ce înseamnă că se lucrează bine, că este un proces educațional de calitate și că elevii de top, așa cum am avut la examene, nu pot fi pregătiți decât de profesori de top. Pentru că rezultatele au fost foarte bune, Inspectoratul Școlar Județean ia în calcul să excludă examenul la nivel județean, ce ar fi trebuit să fie organizat în săptămânile următoare. Numărul profesorilor cu note mari din această sesiune este suficient cât să acopere necesarul de posturi libere din învățământul județului Cluj. Am văzut totuși raportul între numărul de posturi și numărul candidaților cu note mari și nu cred că vor rămâne catedre vacante, astfel încât să fim nevoiți să organizăm concurs. Deci este un concurs asemănător cu cel care s-a dat acum în concursul național, doar că nu durează 4 ore, durează 3 ore. Subiectele se fac la nivelul fiecărui județ, fiecărui inspectorat, iar nota de la acel concurs contează doar pentru acest an școlar. Nota de la acest concurs național poate fi valorificată 2 ani de zile. Deci cadrul didactic care a prins un post poate beneficia de continuitate încă un an la recomandarea Consiliului de Administrație a Școlii. Concursul acesta județean, care se organizează pe final de august, dă posibilitatea candidaților să ocupe un post de suplinire, dar după ce sunt repartizați cei cu note de la concursul național. Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, va fi făcută de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj în perioada 12-14 august 2020. În anul 2016, emisiunea invitatului meu, pe care încă nu îi voi dezvălui identitatea, a fost premiată de către Organizația Națiunilor Unite ca model de bune practici în incluziunea persoanelor cu dizabilități. TVR Cluj, TVR, se mândrea atunci cu acest premiu. Este doctor în psihologie, specializată în tulburări de spectru autist. După terminarea facultății, a înființat împreună cu un grup de colegi, psihologi de asemenea, Asociația Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca. Iar acum a lansat un curs de pedagogie curativă în grădiniță, un ghid de activități terapeutice și educative pentru copiii cu dizabilități. Bun găsit, Ovidiu! Te salut, Radu, și pe tine și pe telespectatorii noștri! Așadar, încă o treabă interesantă pe care ai făcut-o în activitatea ta, în care, să spun așa, te-ai dăruit, nu consacrat, te-ai dăruit de-a dreptul. Spune-mi, de unde e ideea pentru această lucrare? Cumva trebuie să mă întorc în timp ca să-ți răspund la această întrebare. Practic, primele încercări de a realiza acest ghid au început undeva prin 2006. Cumva am regretat faptul că a durat atât de mult timp până când acest lucru să se concretizeze. Pe de altă parte, e un lucru bun faptul că în toți acești ani am acumulat mult mai multă experiență pe care cred eu că pot să o pun astfel la dispoziția terapeuților care lucrează cu astfel de copii de vârste atât de mici, dar și a părinților, mai ales în această situație în care ne regăsim cu
toții acum, în care accesul la grădinițe, la servicii de terapie este mult îngreunat. Practic, dintr-o dată, părinții s-au trezit acasă împreună cu copiii, accesul la terapie a fost mult diminuat și unii dintre ei au dorit foarte mult, de altfel mi-au și trimis mesaje, să încerce să facă aceste demersuri în context familial, tocmai pentru a nu pierde aceste achiziții. Mulți dintre ei nu știau cum, de unde să înceapă, cum să pună problema și eu cred, iată, că acest ghid vine în sprijinul lor cu multe materiale, cu multe tehnici pe care ei le pot folosi fără probleme. Nu este nimic complicat, sunt lucruri absolut firești, vorbim de vârste foarte mici, unde imitația este procesul de bază, nu? La vârsta preșcolară copiii imită foarte mult, dar atenție, copiii imită ce fac adulții, nu ce spun adulții. Asta este un lucru foarte important și cred că de aici poate porni discuția noastră. Așa este. De unde te-ai inspirat în acest demers al tău? În primul rând, din activitatea pe care am desfășurat-o cu cei integrați în centrul Hans Spalinger, pe care tu îl pomeneai puțin mai devreme, da. Am avut, e adevărat, de-a lungul timpului și oportunitatea de a lucra în servicii din Elveția, din Olanda, aceste țări care au deja o bogată tradiție în interacțiunea cu persoanele cu dizabilități și în dezvoltarea unor demersuri coerente pentru recuperarea lor. Sunt foarte multe tehnici, pentru că vorbim, în momentul în care vorbim despre pedagogie curativă, vorbim despre o alternativă educațională, singura în România la învățământul special. Și atunci metodele de abordare sunt specifice, sunt bazate pe literatură internațională foarte multă. Tocmai de aceea am încercat să aduc în acest ghid metode actuale pe care cercetarea le listează ca fiind foarte importante. Și aici o idee pe care vreau neapărat să o exprim este faptul că acești copii mici trebuie lăsați la vârsta grădiniței să rămână copii, să fie copii. Știu că au apărut în ultimii ani, nu știu, mai mult din nevoia de performanță, cred eu, a părinților. Unele discuții despre faptul că chiar și la grădiniță copiii trebuie să fie expuși foarte multor conținuturi academice sau foarte multor conținuturi cognitive. Studiile care vin din zona neuroștiinței și din zona educației, neuroeducației, exact asta ne spun. În momentul în care tu nu oferi copilului mic oportunități de a se juca foarte mult, mai ales în aer liber, de a face foarte multe lucruri cu degetele, de manualitate, sinapsele neuronale, sinapsele din creier nu se dezvoltă adecvat, așadar nu este atât de important pentru această vârstă să punem premisele unor concepte academice care vor veni mai târziu în școală și să organizăm foarte multe activități de joc, de dezvoltare emoțională pentru copii, iar toată această învățare care se întâmplă la grădiniță să fie una firească, una practică, una transformată foarte mult în activități pe care copilul le poate înțelege cu mijloacele specifice vârstei lui. Exact asta am făcut în acest ghid. Practic am luat programele de învățământ pentru că, nu știu dacă telespectatorii noștri știu, programele de învățământ pe de-o parte sunt acele documente care ar trebui să ghideze maniera în care un profesor își alcătuiește planurile de lecție, dar pe de altă parte și cu un fel de regret o spun, în România ele au un limbaj de lemn, sunt foarte stufoase, sunt pline de expresii de genul activități corectiv compensatorii, recuperare și așa mai departe, dar nimeni nu spune de fapt cum să se întâmple acest lucru, astfel că pentru fiecare materie, să-i spun așa, deși la grădiniță nu vorbim de materii propriu-zise, am luat efectiv fiecare programă, așa cum este aprobată de Ministerul Educației în România și am oferit exemple concrete de interacțiune. Pentru concepte, să le spunem așa, matematice, deși iarăși vin și zic, la grădiniță nu vorbim de o matematică pură, nu? Vorbim pur și simplu de comparare de elemente, lucruri de genul ăsta, pentru educație muzicală, pentru activitățile artistice, pentru dezvoltare emoțională, cum spuneam mai devreme și așa mai departe. Astfel, profesorul, dacă ia acest ghid înainte de a merge în grupa de copilaș de grădiniță și urmărește exemplele de activități de acolo, poate să se descurce fără niciun fel de probleme, la fel cum o pot face și părinții acasă. Da, un fel de școală pentru părinți, am dedus eu din ceea ce spuneai tu. Da, ar fi bine doar că se știe, la noi această mentalitate în ceea ce privește persoanele cu dizabilități este un pic în urma țărilor din vestul nostru, din vestul Europei. Cred că aici un pic ar trebui lucrat. Tu ai început prin emisiunea pe care ai realizat-o și nu mă refer doar la premiul, la distincția pe care ai obținut-o, ci la faptul că cineva a recunoscut, un organism internațional și dacă spun Organizația Națiunilor Unite, e clar, că ai făcut bine. Crezi că vor reuși să facă bine cei care vor citi acest ghid?
Radu, aici tu ai atins o problemă foarte complicată și, să spun așa, cu bătaie lungă. Să nu uităm că vorbim de o perspectivă istorică în ceea ce privește mentalitatea, schimbarea de mentalitate, iată, pe care tu o reclami vis-a-vis de persoanele cu dizabilități. Să nu uităm că noi în România, în momentul de față, nu suntem încă în stare să facem dezinstituționalizare, adică desființarea celor instituții de tip mamut și transformarea lor în servicii comunitare, comparativ cu America sau cu țări din vest, pentru că punctai acest aspect mai devreme, care au început acest proces în 1960, l-au concretizat undeva prin 1980. Povestea cu ONU, de care tu vorbeai mai devreme, e și o poveste reclamată de o persoană cu dizabilități cu o carieră colosală. Este vorba despre Alan Hennessy, un nevăzător din naștere care a fost bursier la Harvard și care spunea, până la urmă a venit această convenție ONU care stipulează foarte clar maniera în care ar trebui să ne referim la dizabilitate, adică în termen de drepturi, de acces egal, de oferire de oportunități. Problema este că acest document care a fost stipulat în anul 2006, noi practic atunci când am mers la New York pentru premiu am participat și la aniversarea a 10 ani de convenție ONU, acest document este cumva înaintea vremurilor sale. Da? Degeaba organizăm 50 de articole într-un document extraordinar de bine făcut, dacă la firul ierbii, acolo la baza societății, aceste lucruri nu se întâmplă. Și vreau să aduc aici în discuție exact un exemplu pe care l-am dezbătut acum vreo două săptămâni, tot la TVR Cluj. Este vorba de refuzul accesului într-un magazin al unei persoane nevăzătoare însoțite de un câine ghid. Păi degeaba spune Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități că trebuie să oferim accesibilizare tuturor, dacă de fapt la firul ierbii și bineînțeles nevăzătorul era cu legea printată în mână, pentru că există o lege, nu era doar un moft al persoanei respective, dacă persoana care trebuie să te lase să intri în magazin nu va face acest lucru. Mentalitatea nu se schimbă, din păcate, atât de ușor, iar istoria ne arată că persoanele cu dizabilități au fost supuse de-a lungul timpului unui lung șir de abuzuri, de marginalizări, izolări, discriminări sau și așa mai departe. Sau pur și simplu indiferență. Sau pur și simplu indiferență. Au fost și simplu indiferență care cumva a venit puțin mai târziu, dacă ne uităm, nu, perspectiva despre dizabilitate a început cu cea a cerșetoriei, a infracționalității și așa mai departe. A urmat acea perioadă oribilă a eugeniei, nu, în care sterilizări forțate, chiar asasinări ale unor persoane cu dizabilități au fost posibile, din păcate, în istorie. A venit apoi acea perioadă de milă, de a-i trata cu milă, pentru că nu-i așa săraci, nu pot, nu sunt în stare, nu sunt capabili, iar acum din păcate, în multe locuri vedem acest dezinteres. Tocmai de aceea am scris ghidul cu o puternică motivație personală și nu l-am vrut doar ca o carte. E mai mult o colecție de experiențe personale, de lucruri pe care le-am testat sau le-am văzut funcționând în anumite contexte. Nu-mi doresc să scriu literatură care devine literatură desertar în acest domeniu, ci mai degrabă să împărtășesc din experiența mea a lucrului cu anumite cazuri care au fost mai dificile. De altfel, noi la Asociația Anspalinger suntem cumva cunoscuți în oraș că ne ocupăm de acele cazuri pe care în genere, scuzați-mi expresia, nu le vrea nimeni, pentru că acei copii sunt considerați prea severi, afectați de dizabilitate sau cu șanse minime de recuperare, dar până la urmă accesul la educație ar trebui să le fie asigurat și lor. Așa este. Așa este. Din păcate, la ora aceasta, asta este situația. Dar sunt curios ce vom vorbi peste câteva luni. Poate, cine știe, va fi pus în practică acest ghid care va apărea editat de către tine. Îți mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Mult succes în continuare. Stimați telespectatori, cam atât pentru astăzi. A trecut ziua de 13 în ceea ce ne privește. Vă invit și mâine alături de colegul meu, Vasile Hotea, de la ora 15. Numai bine!